Bună ziua și bine v-am găsit pe Explosive Gaming. Astăzi filmăm un episod pentru tutoriale. O să vă învăț cum să nu mai aveți lag. În primul rând aveți nevoie de Optifine. O să găsiți un link în descriere. Poate o să fac pe viitor un tutorial pentru el, dar nu cred că e nevoie. Poate reușiți să-l instalați. Dați și căutați, vă arăt toate versiunile, chiar și 1.0.3, care a apărut numai acum, nu de mult. Și vă arată tot acolo și vă alegeți un Optifine de la versiunea pe care jucați, îl downloadați, cred că vă descurcați să-l downloadați, și apoi îl instalați. Dar când îl instalați, să nu aveți Minecraft-ul deschis sau ceva, se instalează în 2 secunde, nici atât nu cred că trebuie. Așa, și după ce ați făcut aceste setări, o să umblăm un pic la setting-uri. Uitați, am 32 de FPS-uri acum, că filmez 30. Așa, grafic fast, small lighting, off, off, fog, off, brightness nu contează, nici asta, cum vreți, server texturi, off, close, off, contează foarte mult. Sau dacă chiar vreți pe fancy, fast, pe fast, scuze, m-am încurcat, fast, cam toate pe fast sau pe off, cum se poate, dar totuși trebuie să vedeți și voi ceva în jocul ăsta. Uitați, animațiile, toate off în general, dar eu mi-am mai lăsat câteva care sunt esențiale, care chiar să văd în joc și e urât fără ele. Bun, render distance 2, max frame rate unlimited, view bobbing nu contează, advanced OpenGL fast contează foarte mult, chunk loading nu contează, fog star nu contează, la quality uitați cum am eu, toate pe off în general, da, și la performance la fel. Și aici e cel mai important. Uitați, deci dacă dăm, ăsta trebuie să fie pe off, tot în general, și ăsta on trebuie să fie. Și aici rezoluția jocului. Și dacă voi vă pune să spun cum e a mea, atunci nu, o să vă mai crească FPS-urile cu mai mult, ca și cum v-ați juca pe, ca și cum l-ați face mic și v-ați juca așa. Numai că o să fie full screen. Și sunt mai multe rezoluții, uitați aici, și mai mici, și mai mari, cum doriți. Care chiar au lag, poate să pun pe 640x480, dar eu mă mulțumesc cu 840x480. Bun. Și cam acesta a fost tutorialul de azi. Uitați, deci am mai crescut câteva FPS-uri, cu 10, cât, în fine. Dar eu filmez acum și totuși o să am FPS-uri scăzute. Și uitați, nu uitați, dacă v-a plăcut clipul, lăsați un like, share, de toate, abonați-vă canalului, ce să mai zic, la revedere, ne vedem data viitoare cu un nou tutorial.